Pompierii de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani au fost alertați din cauza unei mașini vechi. Proprietarul autoturismului Volkswagen se deplasa în zona molului, iar la un moment dat s-a speriat când a văzut că din bord începe să iasă fum. Panicat, șoferul a oprit mașina și a sunat imediat la 112. Sosiți la fața locului, pompierii au constatat că de fapt erau aburi care ieșeau de la motor și nu era vorba de fum. Chiar dacă nu a fost nevoie de intervenția lor, pompierii nu au plecat până nu au fost siguri că nu există niciun pericol.